Am să încep prin a vă spune următorul lucru. Când vorbim de sporii în general, ne gândim la științe și la felul în care sunt atestate ca teorii. Ele se verifică. Se verifică în laborator. Se fac experimente. Nu se aude? Și de ce nu s-ar întrerupe? Și asta se întrerupe? Da? Nu. Poate că era mai interesant să se întrerupă. Poate nu tot ce spun merită auzit. Așadar, o teorie științifică, deci un om de știință, trebuie să-și verifice teoria ca să devină adevărată. Și o verifică în laborator. În laborator, în experiment, prin calcule, prin confruntări, prin experimentări repetate și mai departe. Ocupându-mă de o viață cu ceea ce se numește filozofie, de fapt cu încercarea de a gândi cu mintea mea, în măsura în care dacă aspir să fiu un gânditor, asta trebuie să faci, mi-am pus întrebarea cum se verifică o teorie filozofică. Care este laboratorul gândirii filozofice? Și răspunsul este viața. Viața. Existența umană. Pentru mine, cel puțin, existența umană e laboratorul filozofiei. N-am încercat niciodată să fac panorame ale lumii, nu m-a interesat teoria ființei în general, nu m-a interesat ce se numește ontologia în filozofie ca teorie generală. M-a interesat existența umană. M-a interesat puterea de a obține o competență a sensurilor vieții și de a vorbi despre ele. Ei bine, citind cartea doamnei Carmen Uscatu, mi-am zis că am un formidabil prilej să verific o teorie, și anume teoria lui Noica, despre devenirea într-o devenire și devenirea într-o ființă. Îmi place foarte mult să mă gândesc că acum v-ați crispat. Devenirea într-o devenire, devenirea într-o ființă. Ce aiurel sunt astea? Ei bine, o să aflați în ce măsură tot din existența noastră stă pe acest cuplu. Și am să încerc cu ajutorul cărții doamnei Carmen Uscatu să vă spun în ce măsură noi trăim în acest binom, în această pereche. Ce este devenirea într-o devenire? Adineaur Alexandru Stermin a spus: când te uiți la miliardele de ani în urma ta și vezi cum curge viața, fără întrerupere, ai imediat o imagine simplă a ceea ce Noica a avut în minte când a spus devenirea într-o devenire. Această, la început, criptică formulă, cred că va apare dintr-o dată în simplitatea ei. Este vorba de finitul care se repetă la infinit. Este vorba de repetiție, de reluare, de încheierea unui ciclu de viață și de deschiderea lui într-o nouă naștere. Dacă mutăm lucrurile din spațiul naturii, dacă trecem dincolo de faimoasa metafora lui Homer, în ea care povestește cum generațiile se succed precum frunzele copacilor care cad toamna și iarna și renasc primăvara, aveți dintr-o dată o imagine a devenirii într-o devenire în forma ei naturală. Toată vegetația este o devenire într-o devenire. Dar dacă ne mutăm în lumea omului, cum arată devenirea într-o devenire? În forma cea mai banală. Ne naștem, suntem crescuți de părinții noștri, ne ducem la școală, societatea ne crește, studiem ceva, facem o meserie, ne căsătorim, poate avem copii, ieșim la pensie, facem copii, deci ieșim la pensie și murim. Copiii noștri repetă acest ciclu. Asta este rutina vieții noastre ca oameni. Milioane de generații s-au succedat din clipa în care a apărut omul consfințit în structura lui modernă, se spune, în antropologie, în paleoantropologie, adică care are
toată structura pe care o avem și noi astăzi, neurofiziologii, neuroștientiștii au spus că dacă iei un om din anul 60.000, îl îmbraci ca pe unul dintre noi, îi pui și un telefon în mână și îl pui în metrou, îl bărbierești, îi dai și cu spray, nu-l va deosebi nimeni. Ei bine, de atunci, din anul 60.000, nu știm care e timpul, 65.000, 55.000, în sfârșit, săpăturile arheologice trimit la această apariție a omului ca Homo sapiens. Din clipa aia, noi, specia noastră, s-a perpetuat în această devenire într-o devenire. Ne-am născut, ne-am trăit viața, am murit. Am lăsat în urmă urmași care au venit la rândul lor și au lăsat alții. Trăim în această repetiție. Suntem cu toții devenire într-o devenire. Legătura asta cu cartea de care vorbim? Să trecem întâi la devenirea într-o ființă, să trecem acum la devenirea într-o ființă, ca să înțelegem. Devenirea într-o ființă apare în clipa în care unul din acești indivizi, din aceste personaje care se perindă pe pământ în lăuntru unei generații, nu vrea să lase lumea în pace așa cum se perindă ea. Nu vrea să lase devenirea într-o devenire ca devenire nesfârșită. Nu vrea, nu poate să o lase. Devenirea într-o ființă, în acest caz, trimite la ruperea acestei plan orizontal pe care se succed toate viețile în mod obișnuit. Ce înseamnă această rupere? Imaginați-vă că toată această devenire în devenire care am vorbit este ca un trend infinit pe orizontală. Dintr-o dată, din lăuntru acestei rutine a devenirii într-o devenire, o persoană, cineva, nu mai merge pe orizontală, ci demarează pe verticală. În momentul în care acest demaraj are loc, ați văzut cum se înalță portavioanele, nu? Avioanele de pe portavioane. Se ridică direct pe verticală. Dacă înăuntru unei generații, un om, 10, 100, 1000, nu mai merg în șir cu ceilalți pe orizontală, ci demarează pe verticală, atunci acel demaraj, acea verticală, marchează oprirea devenirii într-o devenire și apariția a ceea ce am putea numi ființă plină. Ceva care până atunci nu exista. Ceva care nu exista și care apare în momentul în care un personaj rupe șirul devenirii într-o devenire. Devenirea într-o devenire spune noi că acolo unde își face teoria cu pricina, nu lasă lumea în pace și nu te lasă în pace. Deci, tu nu lași lumea în pace, dar nici tu nu ești lăsat în pace ca să lași lumea în pace. Bănuiesc că înțelegeți? Dacă nu, vă dau un exemplu, căci ajungem la exemplu. Altfel spus, devenirea într-o ființă nu te lasă în pace până ce nu începi să nu lași lumea în pace. Să luăm cazul, ajungem la carte. Asta a fost prefața metafizică. Eroina acestei cărți și autoarea ei rupe devenirea într-o devenire. Dar o rupe într-un mod spectaculos, pentru că o rupe nu din firescul devenirii ei, ci din căderea în adâncurile suferinței. Acolo, de obicei, oricare dintre noi ajunge să cadă în prăpastia suferinței, de obicei nu mai iese. Ideea că poți să te ridici de acolo, nu pe orizontală ca să-ți reiei cursul banal al vieții, ci să te ridici odată cu suferința ta cu tot pe verticală și să demarezi, asta e greu de imaginat. Devenirea într-o devenire, devenirea într-o ființă trimite așadar la a nu lăsa lumea
în devenirea ei banală și rutinată printr-o faptă. Printr-o faptă, printr-o realizare, printr-o facere. Deci ca să există, ca să apară ființa ca ceva nou, spune noi, ca ființa opusă devenirii, care e repetitivă, și ca acest ciclu infinit să se poată fractura și să pună pe lume ceva nou, asta implică o faptă, o facere, o realizare. Asta înseamnă că tu, Carmen Uscatu, nu ești lăsată în pace ca să te oprești să lași lumea în pace. Îți spui, lumea așa cum e, nu-mi convine. Această devenire într-o devenire care merge de la sine, merge atât de urât la mine în casă, în țară, încât eu vreau să schimb ceva din acest curs al lumii. Trebuie să văd că dacă lucrurile rămân în inerția lor, lumea asta este urâtă în atâtea puncte ale ei. Și trebuie să fac ceva ca să o fac mai frumoasă, să elimin din inerția devenirii punctele ei mizerabile. În cine a lăsat Carmen Uscatu lumea în pace? În devenirea, într-o devenire a lipsei de spitale. A observat că lumea asta, a noastră, n-are o grămadă de lucruri. N-are spitale, n-are școli, n-are șosele, asta observăm cu toții. Asta știm cu toții, am auzit de enori. Ne apucăm să facem ceva ca să existe, ca banii acestei țări, care au crescut de 3 ori din 1990 până azi, la nivelul unui PIB ca al Austriei, deși se produc, ei dispar în buzunarele clasei politice. Asta e devenirea într-o devenire în România. Tot ceea ce produc firmele particulare, tot ceea ce produc afacerile cinstite, toți banii pe care, bogăția pe care o face societatea, este în proporția în care este făcută, este absorbită prin corupție. Ce nu lăsăm noi în pace dacă ne apucă neliniștea că această devenire într-o devenire e urâtă și trebuie să intervii? Nu poți să lași în pace corupția pentru că ne pocește pe toți. Corupția ne sărăcește. Corupția ne urâțește viața în toate felurile. Corupția ne face să trăim într-o societate murdară moral, în care unii muncesc și alții fură. Poți să lași în pace devenirea într-o devenire a corupției în România? Fiul meu, Ștefan Liceanu, a scris o carte despre corupție. A scrie o carte despre corupție înseamnă iarăși a nu lăsa corupția în pace. A deschide ochii asupra corupției. A nu lăsa lumea în pace în lipsă de aparatură, în așa fel încât într-un spital de oncologie, de copii în România sau de oncologie în general, 11%, mi se pare, pot să fie vindecați de boala pe care o au pentru că nu există aparatură, pentru că există inerție, pentru că de multe ori conducerea acestor spitale refuză chiar să-i se dea bani pentru a repara această situație. Toate încercările pe care le povestiți în carte, legate de felul în care, după ce ați strâns sute de mii și pe urmă milioane de euro și v-ați dus să le oferiți, și după ce în prima clipă vi s-a spus, da, da, foarte interesant, o să facem aici o secție nouă, o să cumpărăm încă 10-15 aparate de făcut tratament radio, așa, nu s-a mai întâmplat nimic. Au fost deranjați din devenirea lor într-o devenire. Au fost deranjați în rutina lor. Au preferat să n-aibă de a face cu persoane atât de periculoase care le strică liniștea, rutina și care fac zgomot în jurul lor și clatină lumea. Acum, cât de mare este devenirea într-o ființă a societății și ce s-ar întâmpla
dacă omenirea n-ar fi avut asemenea ridicări pe verticală, răspunsul, imaginația noastră trebuie să răspundă spontan. Ar fi rămas în peșteră. Vă dați seama că există, deci dumneavoastră faceți parte în România dintre acei puțini oameni, cu totul excepționali, care au mutat lucrurile din loc. Au mutat lucrurile din loc. Imaginați-vă cum arată asta la scara întregii specii. Jobs, Steve Jobs. Sau celălalt, Microsoft-ul. Așa. Vă dați seama că au schimbat devenirea într-o devenire a specii umane? Vă dați seama că noi trăim în tipul de ființă pe care au înființat-o? Asta este minunea pe care ați făcut-o, doamnă. Și, în mod normal, când citești cartea asta, trebuie să te îndrăgostești de aceste destine, de aceste personaje. Pentru că ele fac ca lumea noastră să se miște, să nu încremenească, să nu împietrească, să nu înghețe în corupție, în prostie, în nesimțire, în imbecilitate și așa mai departe. Tenacitatea revenirii asupra faptei pe care a vrut să o facă și pe care și-a pus-o în minte să o facă și a făcut-o, asta mișcă lumea înainte și ne face să trăim într-o lume din ce în ce mai bună. Cu mizeria adiacentă, desigur. Acum se mai pune o singură întrebare. Știți, toți care au făcut ceva măreț în sensul acestei deveniri într-o ființă, cum ați făcut dumneavoastră cu doamna Oana Gheorghiu, toți cei care au făcut ceva măreț, ceva ieșit din comun, au fost tratați de ceilalți, de agenții deveniri într-o devenire, ca agenții ai zădărnicii. Ce rost are, ce tot agiți, oricum nu se întâmplă nimic. Au fost mai întâi tratați drept nebuni. Nebuni. Tot ce iese din scară are aspectul mai întâi de nebunie, pentru că sparge regulile inerției. După care constatăm că cu nebunii s-a făcut cam tot ce s-a făcut extraordinar pe lumea asta. Și ei sunt asimilați. Unii mor înainte de a fi recunoscuți în binele enorm pe care l-au făcut omenirii, altora li se dedică statui după aia, dar nu de cei care mai întâi întâmpină înjurându-i, blamându-i, tratându-i drept nebuni, drept oameni care nu lasă în pace lumea. Asta cred că e felul în care s-ar putea citi cartea asta. Și faptul că dumneavoastră ați devenit un personaj care nu s-a mulțumit să trăiască în devenirea într-o devenire, ci ați atacat pieptiși devenirea într-o ființă, este un lucru absolut formidabil, cu atât mai mult cu cât el vine după ce v-ați reconstruit viața în felul în care ați făcut-o. Putea să vă mulțumiți cu asta. V-ați repezit către lumea în care trăim și ați schimbat-o.